Bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Astăzi intrăm în teritoriul cel mai sărac al Uniunii Europene cu o mare și veche întrebare. De ce Vasluiul nu reușește să scape de sărăcie? Și în continuare, cine sunt responsabilii pentru situația în care rămâne sau este ținută această parte de țară? Paula Herlo a pus întrebarea și în birourile aleșilor care conduc județul de 30 de ani. De ce jumătate din locuitori trăiesc la țară în sărăcie? De ce unul din 8 oameni fie asistat, fie șomer, fie liber de orice contract? În ultimii ani, o treime din populație a plecat peste graniță, iar unul din 10 copii renunță la școală, deși doar educația îl mai poate salva. Iată, Petronel e un copil filmat de noi în 2007 pe care bunicii îl puneau la muncă. A reușit să se salveze mergând la școală, iar azi e unul dintre viitorii asistenți medicali care vor părăsi România. Vasluiul rămâne în urmă. Considerat polul sărăciei în Europa, Vasluiul e cunoscut de români ca fiind un județ cu oameni veseli, cu populația asistată, cu copii singuri, toți copiii au câte un părinte plecat la muncă, cu elevi care abandonează școala. Vrei să reiei școala? Da. Cu sate goale. Dincolo e mort. Dincolo mai este o leacă și e mort. Și fără prea mulți investitori. Păi de ce nu aveți investitori aici? Frumoasă întrebare. Nu vin investitori pentru că nu au infrastructura. Vasluiul nu e însă doar despre statistici negative, ci ascunde și poveștile unor oameni harnici și a unor primari care ar putea să crească județul dacă și contextul economic ar fi altul. De aceea intrăm azi în birourile edililor locali ca să înțelegem de ce unii pot să dezvolte comunitatea accesând fonduri europene și guvernamentale, iar alții administrează doar sărăcie. Primarul trebuie, gospodarul trebuie să gândească proiecte care să aducă locuri de muncă. Locuri de muncă. Ce credeți că trebuie să mai fac? Iar dați-mi un sfat, că eu nu mă mai pricep. Ce valoare au fondurile? Am făcut achiziție ultima dată, o mașină de pompieri. Am accesat prin gal. Deci am luat un tractor, am luat acum de 2 săptămâni un bul de excavator care e afară sau nu știu dacă e aici, dacă nu e la treabă. Doamnă, care să facă pașii, care nu, cum să zice, calul poți să-l bați, că le bate tot, nu trage. Am ajuns și la parlamentarii trimiși la București să gândească legi în sprijinul lor. V-am întrebat de inițiativele legislative pe care dumneavoastră le-ați depus pentru oamenii care v-au votat în 2016. Nu Parlamentul European. Nu aveți dreptul să faceți asta. Vizitat a fost și președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu, unul dintre marii lideri PSD. Da, sunt președintele Consiliului din 2012, am fost 2 mandate vicepreședinte și 3 mandate am fost parlamentar. E în politică din 1992 și tot de atunci a fost într-o formă sau alta unul dintre cei care au condus destinele județului. Nu e pe ultimul loc nici economicește Vasluiul. A depășit ultimul loc în ceea ce privește contribuția la produs intern brut și mulți de alți indicatori sunt extrem de buni. Asta este zona. Câți oameni sunt asistați social în tot județul acum? Nu știu în acest moment exact. 10.000 de beneficiari de ajutor social la 50.000 de angajați. Vasluienii au cel mai mic venit din PIB pe cap de locuitor, n-au suficiente spitale, școlile se închid, iar copiii fac de multe ori naveta kilometri întregi. De aceea, rata abandonului școlar e dublă față de media națională, deși toți experții spun că educația i-ar scoate din sărăcie. Iar exemplul unui prunc exploatat prin muncă, pe care l-am cunoscut în urmă cu 12 ani, dar care s-a încăpățânat să se salveze mergând la școală, ne arată cât de ușor s-ar schimba viețile acestor oameni dacă aleșii ar investi în viitorul copiilor. În 2007, școala din Balea Pop era vizitată de știrile Pro TV. 6 prunci buchiseau într-o sală de clasă în care doar mesajul lui Iorga sărea în ochi. Grupa Georgiana. Prezent. În clasa a doua. N-aveau planuri prea mari cu viețile lor. Mihăiță avea atunci doar 8 ani. Tu ce desenezi acolo, Mihai? O casă? E casa ta? Desena casă la care visa pentru că locuia într-o cocioabă cu bunicii care îl învățau mai degrabă cu munca decât cu cartea. La școală era înscris și fratele lui, Petronel, dar în acea zi lipsea. Era la câmp. Era pentru prima dată când vedea un calculator, iar Mihai îi atingea tastele curios cu mâinile mici și muncite. Dacă apeși pe degetul pe secetuța asta,
Ia încearcă și și așa te vezi stânga dreapta. Ia, încearcă. Pentru cei mai mulți, laptele și cornul era singura masă din zi. Ai mai mers cu mașina până acum? Nu. Niciodată? Pe Petronel, fratele lui, l-am găsit la câmp, cu bunicii. Într-o căruță băta cu un băț floarea soarelui. Noastră sunteți bunică, nu? Da, bunic, da, da. Și astăzi i-a zis? Măi, la voi de la soare. Măi, Petronel. La cine luați în voi? De la soare. Nu la voi, la doamna învățătoare. Măi, Petronel, hai, mă, bate-mă, și mergeți pe urmă. Și de ei nu știu, săracă. Mama-i părăsise, iar bunicii nu țineau loc de părinți. Băieții erau două guri de hrănit, iar asta era tot ce conta. De aceea erau puși să muncească, la ferma din sat, la vecini, oriunde. Până în 2009, Mihai și Petronel au crescut împreună, dar apoi destinele lor s-au scris diferit. Unul a terminat liceul, celălalt a abandonat studiile în clasa a 6-a. După 12 ani, l-am dus pe Petronel în școala în care a învățat să scrie și să citească. Am mai intrat 10 ani de zile pe poarta asta. Ușa școlii are lacăt. Primăria a decis să o închidă pentru că nu mai sunt copii. Școala noastră... Da. Da. Chiar îmi pare rău că s-a închis această școală. În locul școlii acum capela bisericii. Era o grădiniță aici, Doamne, hai. I-am arătat reportajul de atunci și timp de 5 minute avea să se întoarcă într-o copilărie pe care a încercat să o uite. Mai este un elev în clasa 4-a, fratele lui Mihai. E plecat pe când l-a bătut răsărița, adică l-a gules de floarea soarelui. Vremuri. Dar mai este până atunci. Trăiesc numai cu cornul și cu lapte de la școală. Este poate singura mâncare, singura hrană pe care o primesc într-o zi. Cum m-a luat de la școală? M-a oprit de la școală. Cum e? Foarte trist, doamnă. Sincer, sunt văzut acolo cum... De ce v-ați? Doamne! Era pentru prima dată când se vedea copil. N-are nicio fotografie de atunci, iar chipurile lor triste amintesc cât de greu le-a fost. Erau zile în care nu aveam ce mânca? Da, aveam zile. Eram trimis să fac treabă, munceam pentru ei și am fost slugăriți. După ce am plecat, rezultatul este. De colegi nu mai știe mare lucru, au auzit că au plecat în străinătate. Când erau mici, se simțeau marginalizați de cei care aveau părinți, pentru că ei, băieții timizi ai școlii, erau cei care întrețineau casa muncind la ferma din sat. Locuiam, dormeam acolo și aici adăpam animalele. Eram în clasa 4-a, a 5-a treceam. Eram terminat, mă duceam la școală, că am zis că băi, trebuie să fac școala asta. Viața lui Petronel avea să se schimbe la 12 ani, când pe poarta casei bunicilor a intrat tatăl lui natural. L-a întrebat dacă vrea să meargă cu el, iar băiatul a plecat fără să se uite înapoi. Fratele meu, el a rămas atât timp cât o trăie bunicii. După ce au decedat bunicii, nu mai putut să stea acolo, pentru că era bătut și a decis să plece de acolo. A mers la o familie, a mai stat pe acolo. A stat și la mănăstire, nu știu câte luni, vreo 5 luni. El s-a mutat la Oșești, o comună aflată la câțiva kilometri distanță. Tatăl l-a înscris la școală și din acel moment l-a lăsat să fie copil. Ce-i, Valerie? Cât ai muncit, Matali, pentru mine, să mă aduci la nivelul ăsta? Pentru el. L-am îndrumat ca să meargă mai departe, ca să poată să devii om în viață. Băiatul a recuperat ce nu învățase până atunci, iar la 14 ani a intrat la școala profesională, la Negrești. A știut însă că vrea mai mult. A învățat și a fost admis la liceu. Tatăl lucra cu ziua sau pleca în străinătate la munci sezoniere ca să-i plătească internatul. Cât a dat Dumnezeu, cât ai putere, ai avea putere, asta-l fac acum, pentru noi. Făcea o echipă ca să-i construiască băiatului un viitor. În vacanțe munceau amândoi, au renovat casa mică cu două camere în care Petronel se întoarce azi cu drag. Aici un pat frumos cu ceva etaje. Aici aș vrea să-mi pun o plasmă. În partea aia aș dori să fac o sufragerie. Și m-am gândit, ca să nu mai, să mai facem sobii, să pun o centrală. Mi-aș dori să mai fac și o baie în partea aia, dar momentan nu știu. Să vedem cum reușesc și eu cu școala asta și să-mi fac și eu
ceva mai bine aici, un trai mai bun. Adică să-l ajut pe tatăl meu, că el va sta aici. Vă dați seama la bătrânețe. Petronel nu l-a uitat pe fratele mai mic. L-a luat cu el la muncă în vacanță, iar recent l-a susținut ca să plece în Anglia, unde muncește acum într-o spălătorie. Câștigă 900 de lire pe lună și încearcă să supraviețuiască. N-are școală și nici calificare. Și Petronel va pleca în Germania. Va fi asistent medical într-un spital după ce anul trecut a fost admis la școala post-liceală de asistenți sanitari. Pentru tatălui, acela a fost momentul în care a avut certitudinea că pruncul lui va ajunge domn, om mare. În Valea Popii, frații Morariu nu s-au mai întors. Casa bunicilor e la fel. În ea locuiește un văr cu familia lui. Bună ziua! Mai știi cine e băiatul ăsta? Ce faci, mă? Ce faci, Zad? Bine. Ce faci? Cu ce te ocupi? Bine, treabă. Treabă? Câți ani ai? 25. 25 de ani și tu ai preluat casa bunicilor? Da, nu avem grijă aici, lumină, plăcită. Loc de muncă? Loc de muncă? Cu ziua, mă plac treabă. Cu ziua? Da. Nu, sunt locuri de muncă dacă nu ne dai de la primărie tu. Și aici locuiești tu singur? Nu, cu nevastă-ne. Cu nevasta și acasă? Da. Miela! Hai, doamne. Îți mulțumiți așa de viața pe care aveți? Da, normal, mulțumit. Până mi-a dat la primărie, îmi dă un loc de muncă. Copiii se trimite la școală. Da, Petronel se uită la vărul lui ca la o poveste din care și el ar fi făcut parte dacă tatăl lui nu l-ar fi salvat. Ce ați pățit la frunte? Ăștia m-am zgrit când am tăiat câini. Da? Cât are frunte? 97 ani. Iau, ce frumoșele. Ce le-ați făcut de mâncare azi copiilor? Urză cum este cată. Oh, carne, pește. Carne, pește. Ceilalți doi copii sunt la grădiniță și la școală. Primăria le dă vouchere de 50 de lei pe lună pentru fetiță și 100 pentru băiat ca să-i mențină sistemul de educație. Florin e la clasa pregătitoare și e tare isteț. Ce literă e asta? L. Da? U. Asta? E. Asta? L. Bravo! Și asta? O. Tata se duce la treabă și când vine acasă ne aduce câte 2-3 de astea pachete să le mâncăm. Pe holul școlii, profesoarele se uită la Petronel ca la un străin. Nu îl recunosc, deși le-a fost elev. Da? A fost elevul meu. Da, eu sunt. Ce înseamnă societatea? Ce înseamnă ținut, are scris de la București venit. Deci nu am scris de la noi de aici, în zonă. Îi spun că cei 6 frați mai mici, născuți după plecarea lui, au fost dați toți în plasament pentru că mama îi neglija. Unul e elev în școala aceea, iar Petronel profită de vizită ca să vorbească cu el într-o sală de clasă. L-am întrebat de maica mea și a zis că își amintește, dar nu vrea să-și mai amintească de ea. O zic că e făcut mult rău. Și într-adevăr așa este. Valea Popii e doar o amintire tristă în mintea unui copil care a scăpat dintr-un destin previzibil. Vărul lui e unul din zecile de mii de vasluieni care n-au niciun venit, care muncesc cu ziua să-și țină familia. Soția lui n-a lucrat niciodată pentru că spune că are grijă de copii. Sunt partea unui cerc vicios în care educația dictează viitorul. Eu am școală puțină, dar există riscul să am o meserie foarte slab plătită. Am o meserie foarte slab plătită, intru în sărăcie, dar am copii mai mulți. Am copii mai mulți, dar există din nou, copiii vor trăi într-o stare de sărăcie accentuată și din nou, ei vor fi puși să o ia de la capăt. Ați văzut școala din Fâstăci în multe anchete România Te Iubesc. În acel sat din Vaslui se scrie povestea neromanțată a unor obiceiuri care au ținut tot județul în loc. Acuzații de fraudă, șpăgi, incompetență, toate împărțite între constructor și primar. Iar asta e doar o bucată din tabloul dezolant care ni se prezintă. Un spital nou, dat în folosință în 2005, e azi ruină din vina autorităților. La lacul Babei, copiii se adună în fiecare dimineață și merg împreună spre școală 6 km. Asistenta socială vine des la familii să le convingă să-i țină la cursuri. Una dintre mame o oprește pe uliță cu o problemă. Ce e aia complementară? Este alocația de susținere a familiei și dacă copiii iau peste 20 de absențe, mai primesc. Am să doamne! Veniți și faceți, spuneți! Uite ce am cumpărat. Nu mai iau deloc, bravo, doamna Dorina. Vrei să-l servesc așa pentru... A, vrei să-l pun eu acolo, nu? Nu! De pe margine intervine în discuție un domn aflat în concediu. Am băut un par de vici. Am fost că sunt concediu, dar... Să mai bag și eu actul. Uite că n-am treabă. Ce mă pui la așa fac?
Are 2 copii, fata încă merge la școală, dar băiatul s-a lăsat anul trecut, în clasa a 6-a. Băiatul e la Poinești. Eu am fost azi la doctor. La Poenește pleca de câteva zile. Ni se șoptește că e dus la muncă, dar tatăl neagă. Spune că e la rude. El a rămas acasă și plantează cu prietenii lui niște pomi în jurul unui pet cu vin. Unde e soția? Soția a fugit de acasă. Ce vin aveți acolo? Și? De vin de butuc, dacă vrei îți dau vin de butuc. Nu bea orice și. Eu am cumpărat niște pomi azi. Pot să-mi luat interviu cu Costi că bie când vreau, când nu. Am treaba, am fost la doctor. Vrei să aduc și asta am fost la doctor. N-am treaba mie. Eu îmi pun pomi aici. Uite, e mama mea asta. Asta e mama mea. Dacă mă dau și mie. Mama ta la cătruță, nu mama ta eu. Da, cătruță eu. Asta e lumea în care cresc copiilor și în care cad pradă sărăciei. Prunci care nu știu ce e dincolo de daluri, ce înseamnă educația, cum să scape de marea asta de lipsuri. Trece o generație, trece a doua, în momentul ăla devine cultură. Prin cultură înțelegând tot ce se transmite non-genetic. Lasă, mamă, că n-ai să ajungi tu deșteptul deștepților. Tu să muncești pământul și capul plecat să abia nu-l taie, e mai aproape mai rău decât cămașa și toate vorbele astea pe care le auzi, da? Și atunci oamenii reacționează așa cum sunt programați să reacționeze. Copiii neșcolarizați vor deveni adulții care vor sprijini gardurile satului cum fac prietenii lui Constantin, visând la ajutor social. Să mai bag și eu actul înapoi. Eu, uite că n-am treabă, treaba mea. Vine soția înapoi? Sigur că da, și chiar dacă nu vine poți să-ți faci pentru ajutor social. Da. Constantin s-a angajat recent la o fabrică de prelucrare a cărnii. Mai sunt vreo 2 ca el în toată comuna și satele aparținătoare. Restul muncesc cu ziua sau deloc. Ar vrea să scrie, dar eu nu prea stau bine cu spatele, cu mijlocul. De fapt, și dumneavoastră ați găsit de lucru nicăieri? Ba da, sunt, așa, mai sunt posturi. Păi și de ce nu mergeți? Construcții. Că acum înțeleg că firmele astea care fac drumuri prin tot județul n-au oameni să muncească. De ce nu mergeți acolo? O să merge. Când? Păi din ce trăiți? Mai am zis noi, cu ziua. Ba la unul, ba la altul. Și cât vă dă? 50 lei la zi. Mulțumit? Nu, prea, dar asta e. Doar 9% din populația rurală lucrează în mediul privat. La ultima bursă a locurilor de muncă ce asistați s-au înghesuit. Nu să-și găsească de lucru, ci să obțină ștampila ce le prelungește ajutorul de la stat. Ce-ți mai căută, mă? În idei în continuare ajutorul, nu, 130 de lei, atâta. Uite, sunt locuri de muncă, muncitor necalificat, merge acolo. Dar noi ce facem cu copiii? Crește. Păi, și la muncă merge, merge și la muncă și... Muncim ca să-i putem crește. Îi educăm în același timp. 42 de ani avem. Dar ce cât din clasa aveți? 8 ani. Ați mai lucrat undeva? Aveți vechime? În 3 pagini, nu știu dacă vor veni 5. Migrații de primari să vină să se angajeze. Ei nu vor sub nicio formă să lucreze. Spuneți da sau vreți sau știu, da? Politicienilor locali le place doar să contempleze. Tu, alegător, elector cetățean, existi pentru că eu te fac să existi. Eu îți dau socialul, eu îți dau voie să construiești fără acte, dar dacă nu ești atent și nu faci, te dărâm. Da, sau dacă nu mă votezi pe mine, cu mine te înțelegi, dar următorul s-ar putea să te dărâme. Da, eu îți dau voie să tai din pădure, eu îți dau voie să reziști, dar nu să te dezvolți, să reziști. Iar în momentul în care tu ești obișnuit doar să reziști, logic că ți-e frică ca cel care îți dă voie să reziști să nu taie toate resursele alea. Ți-e frică. La primăria Cozmești e zi de adus fluturașii de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Unul câte unul asistenții social coboră din mașinile care opresc în fața instituției. Oamenii aduc negații cum că nu și-ar fi găsit de lucru ca să intre banii de la stat și luna viitoare. Am semnat! Că ce? Pentru ajutor social. Ați semnat ce? Că nu aveți loc de muncă sau ce? Nu, că nu avem loc de muncă. Semnăm că fiecare lucru, când e data de semnare. Păi semnați ce? Că ce? Ce? Pentru ajutor, pentru muncim la mult comun. Dar ați căutat de lucru? Ați v-ați căutat? Eu la 50 și ceva de ea mai pot să muncesc sub bolnav, îmi doare picioarele, vai de capul meu. Dar o duceți greu? De cum? Și dumneavoastră aveți tot ajutor social? Nu pot să-mi mișc picioarele. Am înțeles. Și v-ați căutat ceva de lucru? Am căutat, dar n-am găsit. La fermă ați fost să munciți? Ați fermat? Nu știu eu nimic, să n-am făcut, doamne.
Nu e fermar nici altceva. Mulți dintre ei nu știu să scrie și să citească. De altfel, școala din satul vecin, Fâstâci, a devenit celebră. De 13 ani așteaptă copiii să intre în clasele noi, dar tot închisă e. De 6 ori a vizitat Alex Dima în ultimii ani și a urmărit epopeea scrisă în jurul unui scandal al căror victime sunt copii înghesuiți și azi în ocolul silvic. Băncile scrijălite și murdare erau înghesuite una în alta, iar loc pentru copii nu mai era. Stau cu o fată care ia scrie așa pe dunga mesei. Dunga mesei, aici scrie ea. Mai este o fată care scrie tot la fel pe dungă. Și acolo așa, la o masă, stau acolo și acolo două fete. În 2007, copiii făceau cursuri într-o școală veche ce aproape se prăbușea peste ei, în timp ce primăria plătea miliarde de lei vechi pentru o școală nouă. Întâi s-a făcut o reparație RECA, care e de 10 miliarde și vreo 600 de milioane. O reparație? O reparație, RECA. Care ce înseamnă RECA? RECA, eu dat și de aici. Taci din gruie, tu de acolo. S-a mai făcut o extindere de 11 miliarde și ceva. Și cu TVA-ul, 13 miliarde și ceva. Școala, 10 și ceva. Se fac 24 de miliarde. Constructorul Constantin Pușcașu promitea o școală care să se învârtă după soare. Cum va ieși această școală, când va fi terminată, va fi una dintre cele mai moderne din țară, nu din Moldova. Pe 15 septembrie 2008, Alex Dima s-a întors la Fâstâci. Viceprimarul a Porcăriței ajunsese primar. Lucrările au început sporadic, încet așa, prin mai iunie. Atât. Nu, s-a stagnat total și a stat, nu a făcut nimic, cum vedeți. Au pus grinzile astea. Atât. Doamne, mereu. Copiii fusese mutați în ocolul silvic, unde de altfel sunt și azi. Aici lumina? Nu e. Și dispensarul din sat servea drept școală. Primarul reclama atunci nereguli în construcția școlii. Patronul firmei îl contrazicea și tot așa. Se dăduseră în judecată timp în care copiii așteptau școala nouă ce nu se mai deschidea. Închisă e și azi. Constructorul spune că lucrarea e gata în proporție de 98% și că doar primăria mai poate debloca situația dacă îi plătește și restul lucrărilor. În plus spune că se și vede pe geam mobilierul. A fost dat livrat și neplătit. E sigilat, bună. Problema între ei doi, nu știu prea bine. Că mereu a fost pe aici. Doar s-a făcut comisii peste comisii. Comisii, da. Și nicio treabă. În 2016, primarul nou ales cade la pace cu constructorul, suspendă procesele și semnează un nou contract. Firma lui Pușcaș rea lucrările, termină școala, dar se repune pe rol un proces pentru că nu primește banii. Nu a vrut să facă demersuri pentru finanțarea obiectivului. Rețineți faptul că tot obiectivul ăsta l-am terminat din banii mei și ai firmei. Suntem în proces că vreau să-mi predea această lucrare. Păi el cum vrea, domnișoară, să-mi predea această lucrare? Puneți-vă în situația mea. Păi nu poți preda, poftim, domnișoară, acest CD, da? Și semnăm proces verbal că mi-ați predat un CD. Aici este o construcție, da? Aici sunt obiecte de lucrări. De 2 ani de zile fac demersuri ca să recepționeze obiectivul, să le dau cheile, să intre și refuză. Păi spune că vrea să recepționeze. Că... Nu vrea, vrea doar un proces verbal de predare-primire. Cine? Paradoxal, niciunul nu vrea proces verbal de primire-predare și amândoi vor recepția lucrării, dar tot în conflict sunt. Constructorul acuză. Șpaga care se dă. Cât, care eu am cât ar fi trebuit? Cât? 20%, bineînțeles. Dar cui trebuia să dați? Ei, cui să-i dau? Colectorul? Primarul sau un om al primarului? Că așa se practică. Deci de ce n-ați depus, de ce n-ați depus denunț la DNA? Nu am depus denunț la DNA pentru că nu am vrut să plece de la mine sfârșitul. Nici a primarului. Lui stă în caracter să facă lucrul ăsta cu șpaga. Da, spune și de ce l-am primar, că nu s-a înțeles, nu știu, nu e treaba mea să mă bagă. Școala din Fâstâci a costat peste 1 milion de euro, iar acum începe să se degradeze pentru că nu e folosită. Imaginea ei e ilustrativă pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii ani la Vaslui. Incompetență, interese ascunse și tergiversări, uitând ce e mai important, viitorul copiilor. În zonele astea, școala eșuează cu totul. Primăria, autoritatea Consiliului Local, nu înțelege că trebuie să sprijine chestia asta. Tocmai de aceea școala respectivă are o calitate foarte slabă. Unde se termină infrastructura, începe comunitatea săracă. Ei nu sunt considerați cetățeni decât o singură dată la 4 ani.
Ne întoarcem la Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean, care contrazice și statisticile și realitatea. Există o ierarhie. Unele zone sunt mai dezvoltate, altele mai puțin dezvoltate. Și în Germania există ierarhia aceasta, care este un stat foarte dezvoltat. Important este însă că oamenii din zona aceasta muncesc foarte mult, sunt antrenați în asta. Cred că ați avut ocazia să vedeți orașul. Puteți să vedeți de asemenea și Hușul, puteți să vedeți și Negreștiul. Reținem numele localității Negrești, care pare ca fiind cel mai sărac oraș din Europa, și pornim într-acolo. În script apar 10.000 de locuitori, însă un sfert sunt peste graniță. La marginea orașului sunt gunoaie, deși zecilea de asistat social, asta ar trebui să facă, curățenie. Are cuvântul primarul Vasile Voicu. Industria este, cum spunea Caragiale, industria noastră este admirabilă, este sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșit. Fosta moara e abandonată, iar fabrica de filatură e ruină. În comunism erau peste 2000 de angajați în oraș. Azi, două fabrici mici de mobilă oferă 90 de locuri de muncă. La primărie ajungem într-o zi de miercuri, când e ședință de Consiliu Local. Un cetățean vigilant ridică o problemă. Ieri au căzut iar o placă de beton de la spital. Situația spitalului din Negrești este emblematică pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în zonă. Închis în 2011 de guvernul Boc, după ce abia fusese dat în folosință, spitalul a început să se degradeze din ziua în care personalul a fost anunțat să părăsească spitalul. Doctorii n-au mai apucat să spele nici măcar ceșile de cafea, au pachetat și au plecat, pur și simplu. Și totul a rămas încremenit din acea zi, nu s-a mai mișcat absolut nimic în acest spital. Pe pat au rămas lenjeriile de atunci, iar în cuiere halatele medicilor. Instrumentarul medical e și el la locul lui. Aparatură valoroasă a fost distrusă de timp. Toată clădirea a fost o investiție uriașă, distrusă de nepăsare și de lipsă de viziune. Fostul primar l-a concesionat unei firme care mai apoi s-a judecat cu instituția. Actualul edil s-a trezit la preluarea mandatului cu un proces în care erau amendate câteva clauze contractuale. Ne-a judecat cu ei timp de vreo 3 ani ca să luăm clădirea înapoi în administrare. Asta s-a întâmplat prin 2014-15. Până atunci, timp de 3 ani, noi n-am avut acces acolo. Ori în 3 ani de zile s-a distrus tot acolo. Primarul Vasile Voicu conduce orașul de 7 ani și se declară neputincios. Păi de ce nu aveți investitori aici? Frumoasă întrebare. Nu vin investitori pentru că n-au infrastructura. Păi și de ce nu aveți infrastructură? Pentru că asta e România. Ne chinuim de ani de zile. Vorbesc lumea acum în etapa aceasta. După Revoluție, toate guvernele care s-au succedat, toate au promis autostrăzi. N-am făcut niciunii nimic. În ce parte sunteți? PSD. Păi și guvernul dumneavoastră? Același lucru s-a întâmplat și înainte de PSD, o să știți. Trei sferturi din suprafața funciară a județului este teren arabil, iar asta ar trebui să fie o bogăție exploatată. Șeful Consiliului Județean a înțeles și are afaceri cu cereale. La fel, fiul său. Întreaga familie este în politică și scrie destinul județului, în care reușesc doar cei cu nervi tari. Un cuplu de tineri dintr-o comună poate învăța și pe alții însă cum se atrag banii europeni, după ce au adus în comuna lor peste 2 milioane de euro în agricultură. Însă cu mari piedici puse chiar de instituțiile statului. Fondurile europene abia așteaptă să vină la Vaslui, doar că primarii nu prea știu cum să le atragă. Există însă și excepții care le pot servi drept lecții. Vasluiul a rămas tot timpul în urmă la capitolul investiții, iar cei vinovați sunt cei care au condus județul, orașele și comunele. La Vaslui, familia Buzatu a fost tot timpul la putere. Dumitru Buzatu, politician, fermier, șef de consiliu, șef de filială PSD. El este tatăl unui politician mai tânăr, Tudor Buzatu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene, condus de deputatul de Vaslui, Ana Birceal. A primit recomandarea organizației de tineret pe care o conduce și a organizației de la Vaslui, a Partidului Social Democrat, și din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred că este vreo problemă. Tudor Buzatu e și fiul Gabrielei Crețu, soția lui Dumitru Buzatu, senator de Vaslui, pe care am vizitat-o la Parlament. Am întrebat-o ce inițiative legislative a avut pentru a ajuta oamenii care au trimis-o în Parlament. Eu sunt profesor de științe social-politice și încerc odată să învăț pe oamenii care lucrează în presă. Deși e un risc foarte mare și o să devin dușmana lor, să nu întrebe lucruri care n-au relevanță. Insistăm să ne spună totuși aceste lucruri considerate de ea irelevante. De exemplu, ca senator de Vaslui, pentru acești oameni la acest moment, cred că
am susținut și reușit să aducem investiții de, vă citesc suma exactă, dacă îmi permiteți să o citesc, 90.641.344 roni. Noi! Gabriela Crețu vorbește de investiții de 19 milioane de euro într-un județ care are nevoie de mult mai mult. Discuția se mută și spre accesul vasluienilor la sănătate, alt indicator de civilizație. Întrebam de celelalte localități din județul Vaslui care sunt mai departe de reședința de județ și vă dădeam exemplu spitalului din Negreș, care este în continuare în paragină. Da, întrebați-l pe guvernul Boc. PSD s-a lăudat atât în campania electorală cât și ulterior, care a redeschis spitalele. A deschis suficiente spitale care au avut, au îndeplinit criteriile care trebuiesc și îndeplinite. Și nu trebuiau îndeplinite acele criterii și pentru acest spital? De ce nu l-a îndeplinit? Dacă aveți obsesii, vă rog frumos, noi construim acum un spital excepțional la Vaslui. În Vaslui? Deci, vă rog frumos, eu cred că nu știți cu cine vorbiți. Vă rog. Ba da, știm, e parlamentar din 2004, a fost și europarlamentar. Este profesoară, dar și autoarea mai multor cărți, între care amintim Femei din toate limbile, uniți-vă și Femeile sunt de vină. Nu, am spus că trebuie să mă duc la ședință. Ați spus că mă întrebați o chestie de două minute. Da, pentru că v-am întrebat de inițiativele legislative pe care dumneavoastră le-ați depus pentru oamenii care v-au votat în 2016. Nu Parlamentul European. Nu aveți dreptul să faceți asta. Deci se pare că să chemă... Deci vă rog frumos... Deci nu vreți să dați o explicație privind oamenii care dar v-au votat? Dar nu am de ce să vă dau dumneavoastră explicații, Ștefane. Nu, oamenii care v-au votat. Eu am crezut că sunteți o persoană de bun simț ca majoritatea celor din presă cu care lucrez excepțional. Deci ieșiți afară, am spus. Deci dumneavoastră nu vreți să le explicați vasluienilor pentru ce v-au votat în 2016? Nu, le explic, eu mă votează, ei nu-i nicio problemă. Cum se cheamă? Nu mă tem de serviciu, da? Ce? Senatorii și deputații sunt de fapt în serviciile cetățenilor care i-au trimis în Parlament. Ne întoarcem la președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu. El este cel care administrează județul și care ar fi trebuit să-l scoată în ultimii 30 de ani din sărăcie. Ce politici ați înaintat dumneavoastră în calitate de președinte sau de reprezentant al acestei instituții pentru a acorda facilități și a atrage investitorii în zonă? Haideți să fim serioși. Am spus lucrul acesta, vă înțeleg tendința pe care o aveți. Nu sunt politici de acordare a facilităților la nivel județean. Dacă e cineva care spune lucrul acesta, atunci... Dacă avem comportamente care să stimuleze sau să atragă, asta este altceva. Încercăm și aveți să comportamente facem, care să atragă și să stimuleze. Să facem cunoscut județul, atât prin materiale, cât și prin participarea la activitățile instituționale. În strategia de dezvoltare a județului Vaslui, lansată în 2012, când Buzatu era în conducerea Consiliului, se dorea creșterea cu 15% a numărului de întreprinderi mici și mijlocii. E o linie directoare, încercăm să facem tot ce e posibil. În strategii uneori scrim și lucruri pe care nu le putem duce la bun sfârșit. Trăim într-o lume reală și lucrurile acestea în lumea reală sunt ceva mai complicate decât în proiectele noastre. În lumea reală e nevoie de investiții. În 2009, Primăria și Consiliul Județean înființează cu bani europeni un incubator de afaceri. Șefii se numit Tudor Buzatu, fiul președintelui Consiliului Județean. 30 de IMM-uri s-au înființat pe durata proiectului. Azi, centrul de afaceri se finanțează doar din închirierea de birouri, iar firmele deschise atunci... Din acele societăți comerciale înființate la acea vreme, la această oră, nu mai funcționează niciuna în clădirea centrului de afaceri și, efectiv, n-aș putea să vă mai spun dacă ele mai sunt în viața economică sau nu mai sunt. În 2015, procurorii DNA au deștiințat în biroul lui Buzatu și în centrul de afaceri condus de fiul său pentru că existau suspiciuni de delapidare a fondurilor europene într-un proiect de reabilitare a sistemului de canalizare finanțat cu 160 de milioane de euro. A fost o percheziție care s-a făcut la birourile, la unei din birourile noastre. S-au predat niște documente care au fost solicitate și așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe.
Dumitru Buzatu nu e un om sărac. În ultimii 30 de ani a fost bugetar, salariat al statului român, ba parlamentar, ba președinte sau vicepreședinte de Consiliu Județean. Potrivit declarației de avere, deține un apartament, o casă, despre care basuienii spun că e o vilă frumoasă situată în cea mai selectă zona a orașului. Mai deține împreună cu soția sa, Gabriela Crețu, peste 100.000 de metri pătrați de terenuri, mare parte agricole. O barcă cu motor și două autoturisme mai sunt trecute în declarația de avere. Am câteva lucruri, dar nu sunt un om bogat. Bogăție înseamnă să ai conturi grase, să ai bani mulți, să ai toate chestiile. Nu, am o mică fermă care are vreo 100 și ceva de hectare, în care lucrez, în care muncesc și eu, efectiv. Ce le-ați răspunde celor care vă întreabă cum poate un bugetar să aibă afaceri? Le-aș recomanda să încerce. Dintr-un salariu de bugetar să construiască o fermă? Sau să... Pe fermă se construiește foarte simplu. Și fiul său deține o fermă construită cu bani europeni. După preluarea funcției de secretar de stat, Tudor Buzatu s-a suspendat din funcția de administrator al fermei. Utilaje agricole pentru fermă vegetală în localitatea Ștefan cel Mare, județul Vaslui. Beneficiar Buzatu Tudor. De fapt, asta e unica șansă a tinerilor din zonă să acceseze fonduri, iar un cuplu de tineri din Bârlad vorbește azi despre investiții în agricultură de peste 2 milioane de euro. O să construim silozuri, două hale, o să încercăm să procesăm oleaginoase. Au pornit de la aproape nimic, un hectar de teren moștenit de Cristina de la bunica ei și banii câștigați la nuntă. Au accesat 16.000 de euro pentru o plantație de căpșuni în urmă cu 5 ani și de atunci nimic nu le-a mai stat în cale. Au urmat investiții cu bani europeni într-o plantație de legume pentru ca azi se lucreze cu utilaje moderne peste 130 de hectare de teren într-un județ în care piedicile puse de instituții sunt la tot pasul. Avem sentimentul că în momentul în care te dezvolți, încep să gândești foarte sus și să ai anumite pretenții, care practic sunt pretenții legale, sunt pretenții pe care trebuie să le ai și statul nu vrea așa ceva, să ai pretenții. Statul vrea să rămâi sărac, la nivelul ăla mediu de nu-ți poți achita facturile. Când i-am întâlnit, așteptau răspunsul pentru un alt proiect în valoare de 990.000 de euro, unde au aplicat alături de un prieten, care are deja o plantație de pomi fructiferi. Practic, în proiect ai de la irigații, îngrădire, toată plantația pusă la linie, cu șpalieri, cu susținere, cu tot ce trebuie. Peste 75% din suprafața fondului funciar o reprezintă terenurile agricole, iar jumătate dintre locuitorii de la sate au între 15 și 59 de ani. Așadar, loc de investit ar fi. Mai greu e cu mâna de lucru, care, deși e tânără, nu prea vrea să muncească. Dacă o ajutorii să cerim și să vină la muncă, dar nu mai vine să iei la creșmă. Terenuri sunt, există și oameni care vor să le exploateze eficient. Problema e că infrastructura proastă face de multe ori imposibil accesul la terenuri. Încă există 500 de kilometri de drumuri de pământ, iar 300 de kilometri de drumuri județene care leagă Vasluiul de localitățile vecine așteaptă asfalt. Anul trecut, oamenii din Tăcuta au protestat pe drumurile pline de gropi și apă. Deci noi am ieșit pentru că nu putem, uitați, uitați-vă la mașini, uitați-vă ce aici. Noroiul ne-a scos în drum. Nimic nu s-a rezolvat nimic. Păi mi-a dat unii ăștia la piește. Pe județeară! Eu nu sunt așa sensibil la proteste și le-am repetat și lor lucrul acesta. Acum drumul este în lucru. Este adică finanțat. E șantier acolo? Nu știu dacă s-a apucat efectiv. O să verific imediat situația, să vedem dacă s-a apucat, dar... Vă întreb asta pentru că și anul trecut, în ianuarie, tot asta le-ați spus că e în execuție dar drumul. Și o să le mai spun până când o să fie gata execuția. Să înțelegem odată că nu poate nimeni să construiască drumuri asfaltate cu bagheta magică. Dar într-un an sunteți de acord cu mine că într-un an măcar șantierul putea fi de... Nu sunt de acord că dumneavoastră nu știți nimic și eu știu. Și atunci nu putem să fim de acord și nici nu putem discuta. Păi eu nu știu nimic, dar oamenii de acolo știu că circulă pe acel drum. Știu că drumul este în execuție, așa cum am spus, și va fi executat, și, dar trebuie să știți și dumneavoastră și toți aceia care fac lucrurile astea că noi avem o anumită capacitate de a executa drumuri. Un alt drum devenit celebru e cel din comuna Bogdana, unde primarul a asfaltat până în marginea unei alunecări de teren, astfel că nu poate fi folosit. Promisiunile electorale s-au prăbușit în fața alegătorilor care nu mai au nicio speranță, în vreme ce prăpastia dintre ei și cei puși
aleși să-i conducă e din ce în ce mai mare. Dar au fost asfalt între Blănar și la Cubabe, a fost proiectul și nu a făcut. A zis că n-avem activ pe pământ și o de șoseaua de aici. Compania Națională de Investiții ar trebui să construiască acolo un pod. Nu se știe însă când. Nici la oraș, nu? Departe și transport, nu? Ca să faci naveta la Oprișuța și de acolo să pleci spre Vaslui. Nu-i convine nimănă să cheltui banii pe drumuri și... Potrivit BNR, Vaslui a atras doar 98 de milioane de euro în investiții străine. Infim, dacă ne uităm la premiant, județul Timiș, care a atras investiții de 3,5 miliarde de euro. În Vaslui sunt 10.000 de șomeri în plată la aproape 50.000 de angajați și cam tot atâția sunt plecați peste graniță. Aveți părinții plecați la muncă în străinătate? Doar pe tata. Doar pe tata? Pe mama. Dar mama ta de ce a spus că pleacă? Bunica Ștefaniei făcea curățenie când am vizitat-o. Urma să văruiască micuța casă în care locuiesc. Mama fetei e departe pentru că vrea să-i ofere copilei, care e premiantă la școală, un viitor mai bun. Nu avem cu și țâniții copii. Dar ce face în Germania? Restaurant, nu știu, un ambator, la muncă. Îi spune toate astea primarului Vasile Țabără, cel ce administrează comuna Hoceni. În ultimii ani a adus în localitate fonduri europene în valoare de 3 milioane și jumătate de euro. Ne prezintă mândru clădirea unui after school în care copiii sunt ajutați la lecții de profesorii ce au ajuns să câștige mai bine decât cei de la oraș. Știm cu toții că dezvoltarea unei comunități pleacă de la educație. Am considerat că e bine să facem treaba asta. Dar ce înseamnă doctor în Adică să-l plantăm, da? Așa, să-l plantăm, uite, și apoi să avem grijă de el. Recunoaște că venituri la buget nu prea are, dar a învățat să scrie proiecte să atragă bani. Asfaltul e visul țăranului. Serios, dacă nu. Să vadă țăranii ăștia asfalt, să meargă ei cu papucii de casă pe asfalt, cum? Și eu să merg cu, să las gardurile de spini, nici nu spun. A dat foc gardurilor de mărăcini și le-a cerut oamenilor să le refacă. Acolo am dărmat gardul, oamenii de așa fac, înapoi, cu o plasă de sârmă, uitați cum era gardul înainte. Ăsta de spin și ăsta lant care îl face acum. Te rog cu gardul ăsta, ai făcut acolo o bucățică de gard bun, dar mai trebuie. Nu, deci trebuie să o continui. Da. A amenajat parcuri pe terenuri virane, a construit o sală de sport și un teatru de vară. Toate grădinițele și școlile au fost renovate. A aplicat pe toate proiectele de unde puteau să vină bani. În toate localitățile există rețea de apă și două vor fi acordate și la canalizare. Cu apa, faceți-o cerere. Da, dar m-am luat cele. Ia, vedeți, e bună, bună. Da, dacă e luată de la noi, e bună, și bine. Vă conectați la rețeaua de apă? Da, da. În containerele astea mari se pun gunoaiele din plastic, da? Aha. Și e acolo pus plastic și pungile alea tot bidonii din plastic. În comuna lui se colectează gunoiul selectiv și nimeni nu are voie să-l arunce în altă parte. Altfel, intră în anchetă. În situații de felul ăsta, lucrurile se petrec în felul următor. Facem o cercetare a gunoiului. În sensul că ne-am băgat aici și căutăm. Dacă găsim facturi, chitanții... Păi aici n-avem elemente de identificare. Litri poștale, cupon de pensii sau ceva în gunoiul ăsta aici, gunoiul va ajunge într-un pachet înapoi la cel care l-a depus aici. Anul trecut mai mulți localnici au avut parte de o surpriză. Mă chemam la primărie la poștă că am primit un colet. Când m-am dus era cutie de la Uniunea Europeană. Veni și o cumnată de-a mea. Ia să văd ce ai primit de bucuroasă cu mâinile pe col. Când m-au auzit, ce să văd? O fostă de-a mea cum aruncasă la gunoi, o flanie. De atunci nimeni nu mai aruncă gunoiul aiurea. Comuna strălucește de curățenie pentru că primarul nu scapă din ochi pe cei de la ajutorul social. Drumul este măturat cu ajutorul social de la un cap la altul. Salut! Bună ziua! Da, de unde veniți? De acasă. Da, unde vă duceți? La Puspuieț. La Puieț la cine? La noi. La noi la cine? La primărie. Spune exact, omule, când te întreb. La primărie, da? Unde sunt, unii locația? La deal, la Bombonial. Da. La bază. Bine. E acolo Gogo? Deci zicea că vine și Iacu. Da, bine. Hai, salut. Spalată. Ei plantează pădurează. Ei plantează niște puieți pe marina șosei. Sunt la ajutor social. Vasile Țabără știe că prea multe șanse să aducă investitori în zonă nu are, dar e hotărât să investească el în copiii comunei. O școală dezafectată va deveni centru de zi pentru toți pruncii fără ajutor, iar after school-ul va fi menținut cu banii primăriei după ce va ieși din finanțarea europeană.
În satele din Vaslui cresc 80.000 de copii, care dacă nu vor avea educație, vor menține cercul vicios al sărăciei, vor deveni asistații de mâine, fără așteptări și fără viitor. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Revedeți materialele noastre pe romaniateiubesc.ro, știrileprotv.ro și pe canalul oficial de YouTube. Suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!